Iubiți credincioși, dragi radioascultători, cu Miercurea Cenușii a început așadar postul mare. Avem 40 de zile la dispoziție pentru a ne converti. 40 de zile pentru ca o adevărată, pentru că o adevărată convertire are nevoie de timp. În limba latină, termenul folosit pentru a desemna postul mare este quadragesima, adică cifra 40. 40 de zile de pregătire, nu numai de post, dar și de pregătire la sărbătoarea Paștelui. Pentru că, ne spune un document oficial al Bisericii, timpul postului mare are scopul de a ne pregăti la sărbătoarea Paștelui. Liturgia din postul mare ne conduce la celebrarea morții și învierii Domnului. Prin amintirea botezului nostru și a pocăinței suntem chemați și la fapte de pocăință. De aceea postul mare se prezintă creștinilor ca un timp special de seriozitate, de angajare la luptă împotriva păcatului, la o conștiință mai mare a demnității noastre. Și trebuie să sperăm că va fi din nou un timp de maturizare creștină și de îmbogățire spirituală. Cu postul mare, 40 de zile, desigur, un număr simbolic, vine pentru noi ca o provocare, o încercare, un examen care premerge la ceva care este nou și mare. De exemplu, după 40 de zile de potop, Dumnezeu a încheiat noul legământ cu Noe și l-a pecetluit prin apariția curcubeului. După 40 de ani de pustiu, Moise a format noul popor vrednic să intre în țara făgăduită. 40 de zile sunt cele petrecute de Iisus în pustiu înainte de începerea misiunii sale publice. 40 de zile sunt și zilele care preced sărbătoarea Paștelui. Cele 40 de zile, așadar, formează întregul arc al postului mare și spunem că este un timp forte, un timp special de trezire spirituală, un timp de revenire la viața adevărată de credință. Postul mare este și timpul verificării fidelității noastre față de Dumnezeu. Poate l-am trădat de atâtea ori, poate l-am mutilat în modul nostru de a gândi despre Dumnezeu, poate l-am dat uitării și toate acestea din lașitate, din interes, din oboseală, din nepăsare. De aceea postul mare este timp de întoarcere, timp de convertire. Orice civilizație își are luminile și umbrele sale. Astăzi, umbrele par să fie cele ale indiferenței și ale nepăsării față de Dumnezeu, față de cele religioase. Mulți, așa cum se exprimă un autor, trăiesc ca și cum Dumnezeu nu ar exista. Poate fi și modul de a trăi ca într-un țarc închis al bunăstării pământești, mereu mai sofisticat și mereu mai periculos pentru suflet. Și diavolul ne împinge să intrăm în acest țarc al său de consum, așa zisă biserica sa de condamnați, cu tehnicile de convingere pe cât de puternice, pe atât de rafinate, plăcute, măgulitoare, adică prin tot felul de ispite și momeli. Și aici se cuvine să facem o considerație despre prezența acestei ființe malefice, care este diavolul, pentru că apare în Evanghelia de astăzi ca fiind cel care l-a ispitit chiar și pe Iisus. Aș vrea să mă opresc mai întâi cu această considerație asupra diavolului, amintit astăzi, nu pentru că ar fi o persoană importantă, dar pentru că este o ființă periculoasă. Nu trebuie să glumim cu diavolul, așa cum a făcut Adam și Eva, cum am auzit în prima lectură, ei care dialoghează și se înhăitează cu cel rău. Hristos, înaintea diavolului, a rostit puține cuvinte precise, hotărâte,
toate scoase din Sfânta Scriptură, ca și cum a voit să indice că numai cuvântul lui Dumnezeu este capabil să alunge diavolul. Hristos nu a răspuns la ispitirile diavolului cu sofismele noastre complicate sau cu tratative. Diavolul era tot la fel de prezent pe timpul lui Iisus ca de altfel și astăzi. Numai că noi, din păcate, nu dăm importanță formelor sale de manifestare sau preferăm și noi să dialogăm și să facem tratative cu diavolul. Diavolul pare să se fi întors și mai mult în scenă și în actualitate. Un scriitor italian, într-un text din operele sale, spunea că diavolul s-a dus, a plecat, pentru că și-a dat seama că oamenii au învățat să facă mult mai bine meseria sa. Deja înainte de acest scriitor, marele Goethe scrisese în opera sa Faust că oamenii l-au alungat pe marele rău și răi mici, mai mici, au rămas în lume. Se vorbește astăzi puțin despre diavol, despre prezența celui rău în mijlocul lumii. Pe de o parte, credința în cel rău este lichidată ca fiind ceva din domeniul fanteziei sau ceva din mitologie. Pe de altă parte, crește interesul pentru această ființă misterioasă și tragică. Altfel, cum se explică atâtea fenomene de magie, superstiție, secte satanice, delicte inexplicabile, atrocități halucinante pe care le auzim în fiecare zi în mijloacele de comunicație? Cum se explică faptul că unii exaltă diavolul ca un erou plin de curaj, care aspiră la libertate și frumusețe, iar pe de altă parte sfidează interdicțiile divinității, așa cum a făcut-o Prometeu? Un scriitor exalta diavolul spunând că aduce omului sănătate și moarte lui Dumnezeu. Că aduce sănătate, o știu prea bine oamenii corecți și credincioși, ce fel de sănătate aduce atâtea rele fizice și morale de care omenirea suferă astăzi, ca și pe timpul lui Iisus și apoi după căderea lui Adam. Realitatea este că puțini oameni se mai gândesc la diferitele manevre pe care le face diavolul în mijlocul oamenilor. Cu cât o civilizație este mai diabolică, cu atât se crede mai puțin în diavol. Dacă oamenii ar crede în existența diavolului, poate nu am mai asistat la atâtea delicte și la atâta decadență morală. Prima duminică din postul mare ne aduce în față, așadar, imaginea lui Iisus ispitit de diavol în pustiu. Chiar și Fiul lui Dumnezeu a fost ispitit de diavol, așa cum suntem și noi ispitiți de nenumărate ori pentru a săvârși răul, pentru a face păcatul. Ce naiv am putea spune că este diavolul să-L ispitească chiar pe Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu. Poate așa se gândește cineva. Cred că diavolul este atât de inteligent încât nu pierde timpul fără folos. Este singurul lucru la care se pricepe cel mai bine și cred că acest lucru îi face cinste numelui său. Diavol înseamnă acuzator, îi se mai spune satana și înseamnă dușman ispititor. Îl numim și demon, care apoi echivalează cu geniu, zeitate, un geniu malefic, plin de răutate. Apoi, diavolul echivalează cu a fi minciunos. El se transformă în înger de lumină și de aceea îi se potrivește foarte binele și numele de Lucifer, care înseamnă purtător de lumină. O inteligență perversă și reată, altfel nu ar putea să înșele pe atâția oameni. O voință mereu activă, altfel nu ar putea să adune atâția complici. Iisus îl numește principele acestei lumi și tatăl minciunii. Și Sfântul Petru îl prezintă pe satana ca un leu neobosit care rage și caută să devoreze. Iar Sfântul Apostol Paul ne îndreaptă atenția spre tirania sa numindu-l falsul zeu al acestei lumi. Așadar, nu putea să scape acestui principe al întunericului figura luminoasă a lui Hristos. Și ca unul care întinde curse, diavolul a încercat să-L ispitească pe Hristos după cele 40 de zile și nopți petrecute în pustiu, în post și rugăciune.
A fi ispitiți este o încercare. Hristos, ca om, a fost pus la încercare, dar El și-a arătat adevărata sa măreție, arătând că este adevărat Dumnezeu, și astfel pe parcursul celor trei tentative de a fi îndepărtat de adevărata sa misiune, și-a arătat adevărata sa măreție. Diavolul se prezintă lui Hristos și viitorilor săi discipoli și se prezintă și nouă în diferite momente sub trei forme de religiozitate. Prima este acea putere economice, o biserică bogată, o existență plină de bunuri până la saturație, cu condiția de a ne asocia cu El. Dar Iisus proclamă, nu numai cu pâine trăiește omul. Omului este foame nu numai de pâine, este foame de adevăr, de frumusețe, de veșnicie, de infinit, de Dumnezeu. Numai Dumnezeu singur poate potoli foamea omului. A doua ispitire este acea putere religioasă, înțeleasă ca publicitate, magie, superstiție. Iisus este ispitit să corecteze planul Tatălui Ceresc cu privire la misiunea sa, adică un mesianism glorios, nu plin de durere, un mesianism victorios, zgomotos, plin de lucruri surprinzătoare. Diavolul îi propune un drum mai ușor și mai rentabil, mai puțin sacrificiu și mai mult succes. Iisus nu acceptă să-L ispitească pe Dumnezeu, nu acceptă să pretindă de la El un miracol, dar acceptă să ducă până la capăt planul plin de mister, dar și de durere al Tatălui prin jertfa crucii. Iisus proclamă clar și categoric să nu ispitești pe Dumnezeu. Omul devine cu adevărat Fiul lui Dumnezeu prin iubire și nu prin afirmarea dezordonată de sine sau prin etalarea multor calități în mod spectaculos pentru a atrage atenția asupra Lui. A treia ispitire este aceea puterii politice. Diavolul îi propune lui Iisus să sacrifice adevărul în favoarea puterii, adică să se vândă Satanei, principiului minciunii, pentru un pic de putere pământească, să cumpere puterea lumească cu prețul adorării minciunii. Diavolul, ca un adevărat idol sacru, ca un monstru, cere dăruire absolută și necondiționată față de el. Iar Iisus proclamă categoric, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Iubiți credincioși, de câte ori și noi nu-L adorăm pe diavol, adică răul, păcatul, diviziunea, minciuna, și de câte ori nu ne prosternăm și noi înaintea Lui pentru niște momeli trecătoare, de câte ori nu numim și noi Dumnezeu ceea ce nu este Dumnezeu și numim ceea ce doar este o caricatură amară a lui Dumnezeu atunci când căutăm puterea, plăcerea, succesul cu orice preț. Iisus ne spune clar și solemn să-L cinstești pe Domnul Dumnezeul tău și numai Lui să-I te închini, să nu te pleci în fața nimănui, să nu te prosternezi niciodată, pleacă-te numai înaintea lui Dumnezeu. Ce demnitate și ce libertate este să facem acest lucru! Postul Mare ne cheamă așadar să verificăm dacă cedăm ispitelor, dacă, în ghilimele spus, colaborăm cu diavolul, dacă ne-am îndepărtat prin cedările noastre de Dumnezeu. Astăzi, dacă veți auzi glasul Domnului, să nu vă împetriți inimile voastre. Amin. The love.